A fost furtună pe litoral. Vântul a suflat în această după-amiază cu viteze de peste 60 de km pe oră și a alungat turiștii de pe plajă. Mai multe imagini și detalii imediat. La un pas de un nou colectiv, tragedia care a șocat o țară întreagă se putea repeta la Costinești, asta după ce un bărbat a dat foc intenționat intrării dintr-un club. Mai multe informații și imagini imediat. Se lucrează intens la construirea spitalului modular din curtea Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Autoritățile anunță dotări în premieră și promit să finalizeze proiectul în 4 luni, amănunte în câteva momente. Alertă de furtună pe litoral. Vântul a suflat în această după-amiază cu viteze de peste 60 de km pe oră. Meteorologii au emis și o atenționare de fenomene periculoase care a fost valabilă astăzi până la ora 17. La eforie, rafalele de vânt au pus la pământ mobilierul de plajă și au ridicat în aer perdele de nisip. Speriați turiștii care au fost luați prin surprindere de furia naturii au plecat rapid pe șezlonguri fără să se uite în urmă. Autoritățile fac apel la toți cei care se află pe litoral să urmeze indicațiile salvamarilor și să fie atenți la anunțurile despre fenomenele meteo extreme pentru a nu se expune pericolelor. Mâine sunt anunțate temperaturi record la malul mării. Va fi cod roșu de caniculă. Pentru a face față acestui val de căldură extremă, turiștii sunt sfătuiți să respecte cu strictețe măsurile de protecție, să evite expunerea la soare în intervalul 11-16, să se hidrateze, să evite consumul de băuturi alcoolice, să poarte haine ușoare din materiale naturale și să folosească creme de soare cu factor ridicat de protecție. Cea mai călduroasă zi va fi miercuri, atunci când maximele în vest vor atinge 41 de grade. Tot atunci, pe litoral, vor ajunge la 34 de grade. Se va intensifica vântul și mâine și poimâine vom avea rafale, în general de 45-55, iar poimâine poate chiar mai mari puțin, 50-60. La un pas de un nou colectiv, tragedia care a șocat o țară întreagă se putea repeta noaptea trecută la Costinești, asta după ce un tânăr a dat foc intenționat intrării într-un club plin de oameni. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum acesta aruncă pe gardul clubului un lichid care se aprinde într-o secundă și apoi pleacă în fugă fără să se uite în urmă. Mai multe persoane care se aflau în interiorul clubului au reacționat imediat și au reușit să stingă flăcările și să evite astfel ca focul să se extindă. Cazul a intrat în atenția Inspectoratului Județean de Poliție Constanța. Polițiștii spun că cel care a dat foc gardului ce delimitează accesul în club este un tânăr de 23 de ani cercetat penal acum pentru distrugere. Dosarul este administrat de polițiștii din cadrul Poliției Costinești sub coordonarea procurorilor de pe lângă parchetul judecătoriei Mangalia. Vacanța la mare se poate termina la spital dacă nu aveți grijă la ce mâncați, ce beți și cât timp stați la plajă, mai ales în această perioadă cu temperaturi caniculare și raze ultraviolete puternice. Din dorința de a profita cât mai mult de zilele de vacanță, odată ajunși pe litoral, tot mai mulți români pun bronzul înaintea sănătății, stau pe plajă câte ziua de lungă și nu pleacă nici măcar atunci când soarele arde cu putere. Dintre afecțiunile specifice sezonului estival, amintim insolații, arsurile solare, sindromele dispeptice, care reprezintă de fapt o combinație de simptome de ordin digestiv. Toate acestea sunt cauzate de expunerea excesivă la soare, de temperaturile extreme. Pentru a sta cât mai mult timp la soare, pe șezlong, cei mai mulți dintre turiști aleg să cumpere mâncare de la vânzătorii ambulanți care îi ademenesc cu porumb fiert, gogoși sau covrigi. Medicii spun că nu ar trebui să mergem pe plajă nici măcar cu mâncarea adusă de acasă, cu atât mai puțin să cumpărăm de la vânzătorii ambulanți. Ținute în soare la temperaturi ridicate, alimentele se pot altera. Am, cred că, jumătate de oră de când am venit și îl servesc imediat și apoi plecăm. Tot într-o bucătărie, tot într-un cazan, tot în ceva fierbe și porumbul acela. Vi s-a întâmplat vreodată să aveți probleme de sănătate după ce ați stat pe plajă? Nu. Sfaturile medicilor sunt clare. Hidratarea se face cu cel puțin 2 litri de apă pe zi, iar pe plajă nu ar trebui să consumăm niciun fel de aliment care a trecut printr-un proces de preparare. Expunerea prelungită la soare nu aduce deloc beneficii organismului. Între orele 11 și 18 evitați pe cât posibil deplasările și clar expunerea la soare, mai ales pe plajă. Nu este suficient să se adăpostească oamenii sub umbră, pentru că nu protejează întru totul. Este foarte importantă hidratarea,
alcoolul deshidratează, deci o băutură, dacă are în compoziție și alcool, oricât de răcoritoare este, va deshidrata. 1,5 litri, 2 litri de lichid pe zi, acesta este sfatul specialiștilor, dar nu alcool. Mai departe, hainele lejere, pălăria de soare, factor de protecție. Medicii spun că în ultima perioadă se confruntă cu mulți pacienți care ajung în urgența Spitalului Județean Constanța cu simptome de enterocolită. Tocmai de aceea ne sfătuie să ținem cont de recomandările lor dacă nu vrem să ne petrecem zilele libere pe un pat de spital. Lucrările la Spitalul Modular din Constanța au intrat în linie dreaptă. Acestea au început săptămâna trecută și ar trebui finalizate în 4 luni. Corpul modular va avea 52 de paturi, 10 dintre acestea pentru terapie intensivă. În premieră, noua unitate medicală va fi dotată cu RMN și computer tomograf, dar va avea și farmacie și laborator. De aproximativ 2 săptămâni au început amenajările terenului pentru a se monta întâi o platformă și apoi pe platforma respectivă se va ridica construcția de module. Laboratorul de radiologie și imagistică medicală este o structură nouă. Spitalul nostru n-a avut niciodată imagistică medicală. Transformarea camerei de gardă în acest compartiment de primiri urgențe iarăși este un mare câștig pentru spital. Medicii spun că structura modulară a fost gândită ca un nucleu de urgență al Spitalului de boli infecțioase. Aici pacienții vor fi preluați mai rapid și vor fi tratați la cele mai înalte standarde. Este o veste minunată pe care am primit-o. O preluăm cu mare drag și cu mare interes, deoarece putem să ne facem și noi meseria, putem să tratăm cazurile complexe din județ și nu mai suntem nevoiți să trimitem aceste cazuri către alte spitale. Nu vă spun cu câtă nerăbdare așteptam acest moment, mai ales că noi am fost și împărțite ca și personal, ca și asistente medicale, vorbesc din punctul nostru de vedere, care mai de care împărțite pe diferite compartimente și abia așteptam să ne reunim. Constanțenii spun că noua unitate medicală era mai mult decât necesară, mai ales într-un județ precum Constanța, unde vara vin sute de mii de turiști. A fost foarte, foarte rău. Foarte rău a fost. Iată, acum vom avea 52 de paturi. Da. Și cu un nou spital, locuri multe. Da, foarte mic. Sigur că aveam nevoie. Mai ales că eu lucrez aici, sunt asistent medical și chiar susțin această decizie. Cum ați primit această veste? Păi, așteptăm de mult. 10 milioane de euro va costa noua construcție, iar banii vin de la Primăria Constanța. Anul viitor va începe și reconstrucția clădirii veche a spitalului. În acest moment, contractul de finanțare pentru reabilitarea și consolidarea clădirii edificate în 1938 are o valoare de aproximativ 27,8 milioane de lei, dintre care aproape 12 milioane sunt alocate consolidării. Mamaia pare să piardă și anul acesta lupta pentru întâietate pe litoralul românesc. În ciuda eforturilor depuse de operator, în timpul săptămânii în stațiune sunt mult mai puțini turiști ca în anii dinaintea pandemiei. În tot acest timp, la eforie, nu ai loc să arunci un ac. La orele prânzului pe plajă este forfătă mare. Turiștii își pun cearșaful unul lângă altul, profită de soare, de mare și mai ales de plaja cu nisip fin. De ce ați ales această stație? Acceptabile pentru buzunarul oricăruia. Cu cine ați venit? Pentru câte zile? Cu soțul, cu cumnata, cu copilul, pentru o săptămână. De ce ați ales să veniți în eforie când ați făcut rezervarea? Ai venit de ani de zile. E foarte aglomerată. Îmi place foarte mult Neptunul, dar având aici rudele, am venit aici. E aglomerată, rău. E foarte aglomerată. Adică nu prea vă place aici, în această perioadă? Ba da, e frumos, dar e aglomerată, foarte aglomerată. Cum ați reușit să găsiți un loc pe plajă? Că uitați, oamenii ăștia stau cu prosopul în apă. Am găsit mai sus, mult mai sus. Așa, ca prețuri, cum e stațiunea eforie? Acceptabil. De ce ați ales să veniți în eforie? Pentru că în fiecare an vin cu copiii în eforie. Ce anume vă place aici? Am piscină la hotel. De exemplu, azi nu se poate face baie, nu? Mergem la piscina hotelului. Așa, cum vi se pare, ca prețuri, ca atmosferă? Pentru mine sunt ok. Prețurile mai puțin plajați. Dar asta e, sunt fenomene ale naturii pe care nu le poți opri. În concluzie, nu vă pare rău că ați venit? Nu, niciodată. Mai ales că avem parcul de distracții, nu. Și aici vom veni și la an.
Stațiunea se adresează în special familiilor cu copii. Tarifele la cazare sunt cu mai bine de 20% mai mici decât în Mamaia, iar excepție nu face nici parcul acvatic. Parcurile de distracții sunt direct pe plajă, iar pentru o săptămână de vacanță nu e nevoie de un buget prea mare. Este aglomerat în comparație cu Mamaia. Suntem undeva la vreo 85%, după părerea mea și din ce văd graficele de accesare la site-urile de turism și de rezervări. Se merge mai bine în mod organizat, mă refer la tichete de vacanță. Ai de unde alege. Mă refer și la posibilitățile de cazare și la posibilitățile de alimentație publică. Diferențe foarte mari de preț între complexuri cu tot ce înseamnă all-inclusiv sau cazarea la particulari. Diferențe de la 500 de lei la 150. M-am uitat acum unde am intrat, șezlongul 50 de lei. Mai încolo e 30 de lei și la 30 de lei mai are și dreptul la o băutură. Și în timp ce la Eforie, la prânz, forfota de pe faleză se mută la autoservirile din stațiune, în Mamaia situația este cu totul alta. În centru, în piațeta de la casino, la terasă, pe turiștii numeri pe degete. Întotdeauna, în fiecare an, până nu încetăm, să zicem așa, perioada de examene, de absolvire sau de admitere pentru unitățile de învățământ superior, nu avem niciodată, în niciun an, un grad maxim de ocupare și asta se resimte mai ales în timpul săptămânii, atunci unde este mai vizibil, cu ochiul liber, desigur. În continuare, diferența între Mamaia și sudul litoralului întotdeauna a fost. Sudul litoralului se deschide cel mai târziu, se vinde mai lent, altfel spus, și se închide mai devreme, pentru că în sudul litoralului avem stațiunile mai liniștite, stațiunile verzi, așa cum le spunem noi, acolo unde s-au și dezvoltat multe hoteluri cu facilități, inclusiv pentru familii cu copii și all-inclusiv. Situația se schimbă însă în weekend. Atrași de vibe-ul cluburilor, mii de tineri vin să se distreze în Mamaia. 7700 de plase monofilament au fost descoperite de polițiștii de frontieră în cooperare cu polițiști din cadrul IPJ Tulcea. Polițiștii au făcut percheziții în orașul Babadag, acolo unde au descoperit și ridicat 405 metri plase de pescuit din fir textil și 7710 metri de plase de pescuit de tip monofilament. Plasele, în valoare totală de aproximativ 10.000 de lei, au fost ridicate în vederea confiscării, iar polițiștii de frontieră desfășoară acum cercetări sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni la regimul braconajului piscicol. Apa potabilă va fi oprită în localitățile Culmea, Oituz și Mihail Cogălnicianu. Motivul îl reprezintă executarea lucrărilor de racordare la sistemul centralizat a noilor conducte de alimentare cu apă. Astfel se va întrerupe furnizarea apei potabile de joi 27 iulie ora 22 până vineri 28 iulie ora 6. Afectați de lipsa apei vor fi consumatorii din localitățile Culmea, Oituz și Mihail Cogălnicianu cu baza militară, aeroportul internațional și agenții economici din zonă. Utilizatorii afectați de aceste lucrări sunt rugați să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța se pregătește să lanseze Festivalul Cetăților Antice Dobrogene. Evenimentul marchează împlinirea 145 de ani de la instaurarea administrației românești în Dobrogea. Acesta va oferi oportunitatea tuturor iubitorilor de istorie și arheologie să descopere într-un mod unic și original elemente definitorii ale istoriei regiunii dintre Dunăre și Marea Neagră. Cetățile antice Capidava, Histria, Tropeum, Traianii, Ulmetum și Sacidava vor fi gazdele evenimentului. Ele își vor deschide porțile pentru vizitatori, unde vor avea loc spectacole de dansuri tradiționale, teatru antic, proiecții de filme artistice tematice, ateliere de ceramică și degustări de produse culinare locale și vinuri de origine dobrogeană. Mai multe informații despre acest subiect găsiți pe site-ul nostru dototv.ro. Ultimul weekend din luna iulie aduce un eveniment spectaculos la Constanța. 7 companii internaționale de teatru de stradă din Franța, Columbia, Spania, Italia și România vor prezenta în cadrul Sea Street spectacole de acrobație, de dans și percuție, marionete supradimensionate și instalații interactive în 3 locații din Constanța.
Dansatori în costume strălucitoare cu pene vor veni în piața Ovidiu cu veselia, senzualitatea și vibrația specifică anilor 20 și tot aici constanțenii și turiștii vor putea admira un spectacol inspirat din lumea cabaretelor franțuzești. Reprezentațiile principale vor avea loc în piața Ovidiu, iar paradele vor putea fi admirate pe bulevardul Tomis, traseul dintre kilometrul 0 al Constanței și statuia Lupa Capitolina și pe faleza cazinoului din Constanța. Accesul la spectacol este liber, fără nicio restricție de vârstă. Festivalul se va desfășura timp de 3 zile între 28 și 30 iulie și este finanțat de Primăria și Consiliul Județean Constanța. Mai multe informații despre acest subiect găsiți pe site-ul nostru dototv.ro. Exemplare de cărți rare vor fi expuse la Constanța. Carte veche, carte nouă va avea loc joi 27 iulie la ora 14 la Centrul Jean Constantin. Anul acesta, piesa centrală a expoziției va fi un brevet cu semnătura holografă a regelui Carol I, iar în completare o selecție de cărți de sfârșit de secol XIX pe tema regalității. Printre cele mai vechi exponate se află operele lui Cicero, ale lui Ovidius, Noul Testament de la Belgrad, Biblia lui Șaguna, dar și exemplare semnate de Liviu Rebreanu, Tudor Arghezi, Vea Urechea. În deschiderea evenimentului, violoncelistul Tudor Tănase va susține un moment muzical special. Cei prezenți la eveniment vor avea ocazia să discute despre aceste cărți și evoluția lor, împreună cu profesor universitar renumit și director ai unor cunoscute biblioteci și muzee de istorie și arheologie din județul Constanța. Mai multe informații despre acest subiect găsiți pe site-ul nostru dototv.ro. Cod roșu de caniculă în județul Constanța. Vor fi temperaturi caniculare în Dobrogea, dar și pe litoral în aceste zile. Ziua de astăzi a adus la Constanța maxime de 31 de grade Celsius și un cer mai mult senin. Mâine va fi o nouă zi de foc în care se vor înregistra 31, poate chiar 32 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. Joi vremea schimbă foaia, temperaturile coboară brusc chiar și cu 10 grade și vor fi averse însoțite de fenomene electrice. Maxima pe timpul nopților care urmează se va situa în jurul valorii de 24 de grade Celsius. O zi de foc astăzi la Cernavodă cu 41 de grade în atmosferă și mult soare. Mâine va fi același regim termic, poate chiar mai cald, iar cerul va fi mai mult senin. Lucrurile se schimbă și aici joi. Maxima nu va depăși 23 de grade Celsius. Vor fi ploi cu caracter de aversă ce pot fi însoțite de fenomene electrice. Temperaturile pe timpul nopților care urmează vor urca până la 25 de grade Celsius. 32 de grade Celsius astăzi la orele prânzului în Mangalia și un cer variabil. La noapte maxima va fi de 25 de grade, iar pentru ziua de mâine, meteorologii anunță o nouă zi caniculară cu temperaturi de până la 33 de grade Celsius. Joi temperaturile scad considerabil, maxima nu va depăși 24 de grade Celsius, cerul va fi acoperit de nori și vor fi averse. Maxima pe timpul nopților care urmează va atinge 21 de grade Celsius. Farul Constanța, campioana României, are punctaj maxim după primele două etape disputate din campionatul actual. Echipa condusă de Gică Hagi a obținut 6 puncte și este la egalitate de puncte cu CFR Cluj. Marinarii au învins în prima etapă în deplasare FC Hermannstadt cu scorul de 1-0, iar în etapa precedentă s-au impus pe teren propriu cu scorul de 4-1 în fața celor de la FC Voluntari. Echipa ideală a etapei alcătuită de Liga Profesionistă de Fotbal a inclus și doi fotbaliști ai Farului, capitanul Ionuț Larie și mijlocașul Ionuț Vână, au fost remarcații partidei de la Ovidiu. Larie a reușit hat-trick-ul, toate reușitele fiind înscrise din penalti, iar Vână a marcat și el pentru Marinari și a obținut un penalti. Sunt fericit parțial pentru că am marcat, dar puțin supărat pentru că nu am practicat un joc foarte bun defensiv. Totuși, la cele trei penaltiuri ai dovedit din nou că ai mult sânge rece, de fiecare dată portarul advers a plecat în partea cealaltă. Am avut și noroc pentru că la primul chiar nu m-am uitat la el, după aceea l-am așteptat puțin, să zic așa, dar important e că am marcat. Trei puncte importante, am încercat să uităm ce s-a întâmplat la Șerif, cu toate că e foarte greu, am încercat să ne conectăm pentru campionat și ne bucurăm că ne-a ieșit în seara asta, urmează meciul cu cei din Armenia și sperăm să o facem cât mai bine. Felicitări și pentru golul marcat, minge trimisă în vincul, bucurie mare. Mulțumesc, da, mister îmi dă încredere, asta face încrederea, încerc să mă bucur de fotbal, să-mi recapăt plăcerea. Astăzi cred că s-a văzut pe teren că îmi recapăt ușor plăcerea și vreau să o țin tot așa.
David Popovici luptă astăzi pentru titlul mondial la 200 de metri liber. Finala probei va avea loc astăzi la ora 14 la Fukuoka, Japonia. Tânărul înotător român, campion mondial la 100 și 200 de metri liber, s-a calificat luni în finala probei de 200 de metri liber cu cel mai bun timp din semifinalele disputate în cadrul campionatelor mondiale de natație de la Fukuoka. David Popovici va mai concura și în proba de 100 de metri liber la Fukuoka, probă în care deține și recordul mondial. Seriile sunt programate pe 27 iulie în sesiunea de dimineață, iar semifinalele vor avea loc în aceeași zi. Finala va avea loc pe 28 iulie.